Potrivit Institutului Național de Fizică a Pământului, luni 24 august, la ora 1:22, ora României, în zona seismică Vrancea s-a produs un cutremur de 3,2 grade pe scara Richter, la o adâncime de 64 de kilometri. Cutremurul s-a produs și a fost resimțit în apropierea următoarelor orașe: la 55 km est de Brașov, la 74 km nord de Ploiești, la 118 km sud-vest de Bacău, la 129 km nord de București, la 136 km vest de Brăila, la 137 km vest de Galați, la 139 km nord-est de Pitești, la 169 km est de Sibiu, la 194 km nord-est de Ruse și la 200 km sud-vest de Iași.